Dragii mei, bine v-am regăsit în această după-amiază de marți la dezbaterea zilei. Astăzi am o piesă grea invitat în studio, domnul Dorin Gligor, președinte al PDL al județului Hunedoara și copreședinte ACL. Bine ați venit, domnule președinte, și vă mulțumesc că ați reușit să ajungeți așa, în goană. Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc și eu pentru invitație. Domnule președinte, vreau să vă întreb... Să începem cu Migri Member. Care este diferența între PDL-ul actual față de cel în care ați intrat dumneavoastră în 99? Sigur, diferența dintre România așa. Din 99 și România de astăzi. Toți, diferența dintre noi ca și persoane, așa. Toți trecem printr-o evoluție și atunci nici PDL nu poate face excepție de la acest proces de evoluție. Sigur, la momentul respectiv, în 99, era Partid Democrat, astăzi e Partid Democrat Liberal și într-un proces, spun eu, și fiind eu personal implicat în această construcție, într-o construcție de a unui puternic partid de dreapta, noul PNL, și eu spun că acest proces este irreversibil. Sigur, a fost perioade de opoziție evidentă, au fost perioade când PDL ajunsese chiar singur la guvernare, perioade în care s-au pierdut alegeri, perioade în care s-au câștigat alegeri. Important este că PDL e astăzi un partid puternic, extrem de structurat și o viziune clară pentru România și cu un candidat, pentru că, indiferent ce vorbe am spune noi, capacitatea politică se măsoară în alegeri, suntem în prag de declanșare unei campanii electorale pentru alegerile prezidențiale, alegeri prezidențiale extrem de așteptate de români. De fapt, lupta politică pentru alegeri prezidențiale s-a declanșat încă înainte de alegerile europarlamentare din vară. Atunci au fost și, ce spuneam și în studioul dumneavoastră de televiziune, de fapt, micilor alegeri europarlamentare, imediat și chiar de a doua zi s-a dat start unei construcții puternice, construcții politice, ACL, PNL, PDL, sigur, între timp a fost absorbită în această construcție și Forța Civică. Și cel mai important astăzi, PDL, sub sigla ACL și cu colegii noștri de la PNL, are un candidat la prezidențiale cu toate argumentele pentru a câștiga această competiție. Există totuși o voce mai diferită în partidul dumneavoastră care susține că ar fi altă persoană mai bună la prezidenție. Domnul Boc la un moment dat spune că nimeni, în afară de de doamna Udrea, nu l-ar convinge să vină la vot pentru prezidențiale. Ce părere aveți dumneavoastră? Mă bucură întrebarea dumneavoastră pentru că e un exercițiu perfect democratic. Asta înseamnă democrația. Să fie cineva și vocile să fie deschise, da. Sunt instrumente democratice, cum se generează un candidat, cum se stabilește un candidat, cum se ia o hotărâre, da? După care se respectă hotărârea supunându-te majorității. Asta, de fapt, înseamnă democrația. Declarația respectivă e de campanie. Emil Boc, un susținător clar a doamnei Elena Udrea. Mai e aproximativ o lună de zile. Se numără voturile și câte voturi vor fi în dreptul Elenei Udrea și în dreptul lui Klaus Iohannis, vom vedea atunci. Eu sunt convins că Iohannis avea
de câteva ori mai multe voturi și atunci atât cântărește și acea părere din PDL. Am înțeles. Ați fost și la putere, acum sunteți și în opoziție. Când a fost mai greu? Că și atunci au fost probleme. Sigur, aș prefera o... Dacă discutăm așa strict în termenul când e mai greu, din punctul meu de vedere, evident, crezând într-o politică corectă, e mai greu la guvernare. Evident, e mai greu la guvernare pentru că atunci ești... E atenția maximă, e responsabilitatea maximă, ceea ce spui trebuie să și faci, atunci ți se dă ocazia ca după o perioadă de opoziție în care, sigur, și ați văzut cum se face opoziție la noi doar pe câștig politic, exact. Nu pe responsabilitate, adică dacă ceilalți au dreptate să le-o dăm, pentru că face bine, nu știu, Devei, Hunedoarei, României, nu atacăm, facem un câștig politic și noi am trecut printr-o asemenea experiență în extraordinar de dificili ani 2009-2010, ani de criză profundă, când unele măsuri absolut necesare erau obturate total de opoziție. Da, sigur, pe de altă parte, făcând și noi greșeli. Da, din greșeli se învață și eu cred că PDL evident a făcut acest lucru și cred că nucleul... Pentru că PDL ajunsese la, nu știu, și spuneam și la momentul respectiv, un fel de autism, adică făcea, indiferent de ce îi se spunea sau ce semnale veneau din teritoriu. Ori gruparea respectivă s-a aranjat azi politic într-o structură numită PMP și eu cred că PDL, și n-a fost simplă această rupere, ați văzut câte... păreri lansate, de ce se rupe, de ce se desface, cine-i de vină, cine nu-i de vină și multe duse dincolo de, spun eu, o acceptabilă luptă și diversionistă sau de manipulare. Eu cred că PDL a învățat din asta. Sigur, e extrem de dificil și din opoziție. E muncă în opoziție, dar un partid pentru elasticitatea sa, pentru obiectivitatea sa, are evident nevoie de o traversare a perioadei de opoziție, pentru că atunci când ești la putere, o vedem și astăzi, și am văzut-o și înainte, o să o vedem și în viitor, sper eu, într-o mai mică amploare, partidele se umflă foarte mult cu oportuniști, exact. Care atunci când partidul toți rămâne în opoziție, scapă orice ce atu aduc oportuniștii. Oportuniștii nu aduc aturi, aduc doar minusuri de imagine, pentru că ei intră acolo doar să câștige. De ce sunt primiți atunci, domnule? În mod personal. Pentru că dumneavoastră, ca un politic, îl cunoașteți, aveți flerul politic, aici ne, și cunoaștem între noi, putem să ne dăm seama cum este celălalt. Din două motive. Unu, dintr-o... Și avem exemplu acum, în toată splendoarea sa, a ordonanței date, nu, în campanie electorale, eu mi-amintesc că absolut tot spectrul politic condamna traseismul. Ordonanța ultima 55. Campanie majoră am avut-o în 2012. Toate partidele condamnau traseismul. Și am venit vehement. Acum, și am venit acum, da, cu cei aflați la putere, au dat o ordonanță de urgență în care încurajează evident traseismul. Adică e dus dincolo de limite. Nu mai putem să discutăm aici nici de responsabilitate, nici de bun simț, doar de interes pur politic. Interes pur politic, mascat sigur de vorbe meșteșugite, de trusturi media care prezintă lucrurile altfel, dar evident ordonanța e un abuz și o încurajare a traseismului politic, lucru pe care îl admitem cu toții că e un lucru extrem de nociv la ceea ce înseamnă o politică corectă, ce să-ți dezvolte ulterior direcțiile sociale și economice necesare pentru însănătoșirea societății. Și avem un exemplu extrem de concret. O altă cauză e compromisul. În actualul sistem legislativ, da? Și ați văzut, pornind de la
modul în care se aleg parlamentarii, cu niște colegii desenate subiectiv, cu o repartizare pe care nu reușesc să o înțelegi după ce se încheie alegerile. Se negocează foarte gândite mult. Gândite pe control. Gândind inclusiv la Constituția, spun eu, România are nevoie de modernizare, adică îți alegi președintele uninominal, da? După care președintele are puține responsabilități să-și ducă la îndeplinire mandatul, fiind persoana cu aleasă de toți românii, cu cel mai mare număr de voturi. Președintele Tătuc. Încă mai suntem deficitari la... E în regulă, dar da, e o realitate asta. Și am fost aș fi fost încurajat lucrul ăsta, că asta... Ce? Ai spus președinte Tătuc și atunci ce mai e? Nu mai e nevoie de modernizarea partidelor, da? Nu mai ai nevoie de viziune, de strategie, lasă, scoatem o mascot acolo și om înjura pe ăla dacă nu merge treaba bine sau nu avem unul cui să-i cerem. Și atunci sigur că ajungem la aceste compromise. Noi discutam de umflarea partidelor în perioadele astea și traseismul e o cauză. A doua, compromisurile necesare pe o legislație subiectivizată și în al treilea rând și-am mai discutat lucrul ăsta. Partidele nu sunt instituționalizate și tot am dat exemplu numirilor politice absolut greșite. Cine e de vină, spre exemplu, dacă numești managerul spitalului un croitor, cu toată considerația și față de absolut de orice breaslă. Orice meserie. Păi, în primul rând, e greșeala partidului care face lucrul ăsta. Nu neapărat a persoanei care ajunge acolo. Considerați adică că tu, ca partid puternic care ai câștigat alegeri, n-ai un manager responsabil, un medic bun care să-ți gireze activitatea acolo, să nu mă duc până acolo unde ar trebui să spun ceea ce ar fi normal să se întâmple. Concursul pe bune. Atunci partidele au o problemă și așa cum ne-am organizat după ultimele alegeri, PDL, și nu-i simplu deloc asta, și prin statut, și prin acțiune, încearcă puternic să se instituționalizeze în structurile pe care atâta bătălii care le vedem, fie la, nu știu, Casa de Cultură, fie la Sala Sporturilor, dar asta la trei partide, că alții, mă rog, le fac mai prin buticuri sau mai știu unde, până altă parte. Jumătate din funcțiile de conducere executive la nivel județean nu se mai aleg acolo, ci se aleg în comisie. Adică, dacă ai o comisie medicală, e normal să fie condusă, în general, de un medic. Da? Sau dacă ai o comisie de învățământ de un profesor și atunci ei să ajungă în conducerea partidului girați de entitatea respectivă profesională. Încercăm, țin mult la acest lucru, nu-i deloc simplu, dar ce mă bucură că ele funcționează. Astea sunt cauze, pentru că noi vedem efecte. Ne nemulțumește asta. Sincer, și eu m-am săturat de politicieni care vin în fața noastră și ne spun, bun, asta este, bun, astea sunt efecte, dar hai să o luăm pe fir, hai să o luăm nemțește și să eliminăm efectele nedorite, da, umblând la cauze. Și eu cred că în scurt timp România va avea această șansă. Repet întrebarea, credeți că politicul a intrat prea mult în viața civilă? Evident. Și că ar trebui să stabilim niște standarde, evident. Foarte clar definite. Foarte clar Domnule definite. Președinte, adică, cum apar lucrurile astea? Interesul clasei politice, da? Și interesul societății în general, civile, spuneți dumneavoastră, da? Clasa politică să-și ia în serios rolul și să nu se urmărească doar interesele, pentru că ea altfel pătrunde tot mai adânc să-și satisfacă interesele. Adică vreau să conduc și școala, vreau să conduc și spitalul, vreau pentru că am acces la resurse. Sigur, într-o definiție evidentă de manual, politica înseamnă acces la resurse. Dar acces la ce resurse? Pentru că dacă discut de școală și o politizez,
nu mă mai interesează de copil, nu mă mai interesează de elev, mă interesează eventual să am control, nu știu, postul ăla să-l ia cineva în detrimentul altcuiva, să-l nedreptățesc, da, îmi favorizez colegul de partid sau mai știu eu ce zugrăveală trebuie făcută și să nu o facem cât mai ieftin, ci să o facă cine trebuie. Și într-o anumită culoare. Da, iar revenim la cauze, justiția în România începe să funcționeze și place sau nu place, toți spunem că iubim dreptatea, dar fără justiție corectă nu se poate. Asta nu se poate. Sigur, discută unii de justiție selectivă, de bun, dar e un început evident. E un început evident și eu o spun extrem de clar acum, încă o dată răspunsul la întrebarea dumneavoastră, da, politicul trebuie să se oprească din imixiunea sa și să facă politica corectă, adică de reglaj a societății democratice. Că ăsta, de fapt, e locul politicii în societate. Domnule președinte, de exemplu, la un nivel de minister, până unde credeți că ar trebui să intervine politicul și până unde de în jos să meargă pe, cum a spus dumneavoastră, competență, examene pe bune, care să nu ne dreptizească pe nimeni? Da, să genereze, da, să nu cădem, fac precizarea de la început, să nu cădem nici în capcana în care la partea tehnică să rămână bătută în cuie, da, crize, da, da, ori e bun, ori nu-i bun. Dar aici tot treaba politicului e să genereze standarde. Ca de obicei trebuie un echilibru. Da, nu, evident, miniștrii, secretari de stat. Miniștri, secretari de stat. Da. Am înțeles. Mai că e extrem de important când, adică, să alături deciziei și sistemul legislativ corect. Poți să mergi, să vii până la direcții județene sau da, cum funcționezi. Spre exemplu, România da, a fost într-o eroare uriașă după 90, din care nu reușește să iasă. De ce? Din această politizare care merge și care, din păcate, am constatat în multe instituții și cred că nu este un secret, să ajunge până la femeia de servicii. Când avem o lege a funcționarului public care garantează că în sistemul public se merge pe competență. Noi legea avem, da? Dar nu le aplicăm. Ce bune. Ori se fac discuții politice, se împart direcții în condițiile în care postul respectiv de director, mai știu unde, la, nu știu, la finanțe, la unde doriți dumneavoastră, la învățământ, la nu știu, Casa de Asigurări Sănătate, la Casa de Pensii, și acolo ajunge director cel ce e stabilit în birourile de partid. Ori, evident, aici sunt încărcări ale legii. Când persoana ajunge printr-un concurs acolo, corect, da? Corect. Altfel, și PDL a încercat în 2009 această schimbare, e cealaltă variantă. Deci, dacă e concurs, e concurs și atunci partidele stau deoparte, există aici și riscul de a-ți impune mai greu viziunea de guvernare, lucrând niște oameni pe care să-i suspicionezi că nu ar fi de partea ta, pentru că treptat, eu cred că România astăzi s-a obișnuit cu democrația, pentru că noi venim dintr-o cultură de până în 90, în care la unison, chiar dacă majoritatea nu eram de acord, trebuia să înfierăm ceva sau trebuia să aplaudăm ceva și dacă se poate, totul la comandă. De acolo venim. Și acolo găsim multe cauze a ceea ce nu funcționează astăzi. Și avem cealaltă variantă în care ți asumi, nu? Să discută de America. Vin 15.000 de oameni cu guvernarea, pleacă cu guvernarea. Și lumea votează după 4 ani de zile, ăștia suntem noi, de la prim-ministru și până la inspector general sau la director de direcție, am făcut treabă, votați-ne, n-am făcut treabă, nu ne votați. Și atunci, cu acest tip de legislație, a intrat politizat, da? Ți-ai și asumat răspunderea. În fața cărui judecății? În fața judecății supreme, a alegătorului. În legătură cu votul. Nu am pretenția că dau eu astăzi o soluție de
cum trebuie depolitizată România astăzi. E evident că depolitizarea produce perturbări majore în administrația din România și în buna funcționare a instituțiilor, dar ca direcții de urmat, eu cred că pe aici ne-am situat. Spuneți-mi, credeți că actuala putere are și câteva din ideile pe care ni le-a spus Madineori, ale dumneavoastră? S-au gândit și ei la așa ceva? Nu, evident, nu. Nu, e interes de partid. Adică despre ce discutăm, despre actuala putere? PSD, moștenitorul Partidului Comunist, sigur, într-o altă epocă, alt nivel, în democrație, dar gândire de multe ori constatăm identică. După 90 a preluat puterea, să spun, și au fost singuri pe piață în momentul respectiv, și atunci s-a făcut de fapt marele pas cu stângul al României imediat după 90 și aceste greșeli sunt greu de corectat în timp. Uite, acum e evident, am văzut-o cu toții. Și nu, să fie oamenii noștri peste tot. Oamenii noștri, dar ăsta și asta nu-s de acord nici când o face partidul meu. Bine, oamenii noștri și oamenii ceilalți care nu sunt noștri, aia cui sunt? Aia nu sunt români sau nu sunt hunedoreni sau nu sunt deveni? Domnule președinte, aș vrea să vă întreb dacă nu credeți că actuala putere a luat ceva din experiența pe care o are și de la dumneavoastră când ați fost la guvernare. Nu. Nu, sub nicio formă. Ei o aveau asta. Sau dumneavoastră ați preluat... La asta, un moment dat, da. Am senzația că asta, e da. Ca un tăvălug, așa, asta, știți? Da, pentru că intri într-o capcană. A ce fost se un întâmplă? Bulgăre da. Și acum exact. Mare. Faci depolitizare. Da. Cine face depolitizarea? Și eu cred că și o discutăm asta în prag de alegeri. Cu un președinte care vorbește de lucru bine făcut, cred că și-ar asuma această responsabilitate pe care până acum în România nimeni n-a putut sau n-a vrut, pentru că a fost extrem de complicat. După 90, deci România a fost partid unic. Da, politizată, da? S-a venit în 90. S-a venit nici în 90, partidul, da? Absolut cu politizare. Când a început alternanța la guvernare, cei ce au ajuns au zis, păi ce facem acum? Că evident venim în fața unui sistem politizat. Îi lăsăm pe aia. Și ați văzut și în special în schimbările din anii 90 și indiferent dacă schimbai pe cineva, competent sau incompetent, el striga fără excepție. Am fost schimbat politic. Cum nu toate schimbările au fost făcute politic și evident că după ce intri în sistemul ăsta de neperformanță, când îl pui tot pe-al tău, nu contează, e prostul meu, e mai bun ca ceilalți, atunci multe schimbări și trebuie făcute. Eu am spus-o bun ca și minus în activitatea noastră, a celor de la PDL, am constatat că a venit USL-ul după noi și a lăsat director numit politic de PDL și m-am întrebat de ce, pe care noi ar fi trebuit să-i schimbăm, da? Adică până atunci politica lor, da, dar uitați ce oameni au numit acolo, ce au pus pe funcția aia. Când au ajuns la putere, și asta nu înseamnă responsabilitate, una dintre primele decizii au fost să păstreze persoanele respective. Asta a fost dificultatea, de ce merge din politizare în politizare. Și eu chiar cred că ce se întâmplă astăzi în România deschide o perspectivă pentru depolitizare. Spuneți-mi, în legătură cu votul pe care trebuie să-l dea fiecare român, e o mare, mare dezbatere în ceea ce privește votul opțional sau obligatoriu. Care este părerea dumneavoastră de om politic care din 99 a văzut multe? Mi-e extrem de greu să mă pronunț. Eu cred că asta să fie ultima deficiență în România, că nu reușim să clarificăm dacă facem vot obligatoriu sau nu facem vot obligatoriu. Nu, eu cred că prin prestația
clasei politici în acest 25 de ani, de multe ori un spectacol, nu îl caracterizez acum, mi-ar fi greu să spun da, vot obligatoriu. Nu, e în regulă așa cum e acum. Aș vrea să vă întreb, cum credeți, din acest punct de vedere, cum credeți dumneavoastră că ar trebui acționat ca să se evite acele situații în care oamenii care sunt mai puțin norocoși, oamenii mai săraci, să nu voteze determinați de ceva material? Din partea unui partid sau altor partide. Să nu fie înfățat nici să spunem că numai unii au făcut, toți au făcut. Cum să facem? Ca să voteze din... Că la un moment dat există o ciudățenie. Cel care... Mai mare sau mai mică măsură. Da. Cel care vine la vot pentru că primește un kilogram de ulei, pentru că nu are, la un moment dat poate să-mi determine mie soarta. Poate eu sunt plecat din țară sau nu pot să vin sau nu vreau să vin, nu sunt convins, așa. Dar ăștia sunt mulți. Din păcate, sunt mulți. Și atunci, ce reprezentativ ar mai putea să fie votul ăsta? Cât de reprezentativ? Vă ascult. Păi, bun, legat de întrebarea precedentă, dacă e vot obligatoriu, el oricum atunci l-a obligat să voteze, dar sigur că tot va umbla cu ulei. Da, eu vorbesc acum despre ceea ce am observat. Tot va umbla cu uleiul după el și tot îl face să voteze în zona respectivă. Da, eu aici, nu știu, chiar mi-e greu să spun ceva ce n-am făcut sau nu mă pricep. Poate din experiențele altor țări pe care... Pot să spun doar câteva constatări. La urma urmei, totuși cred că trendul general de vot, decât cu excepții, dar eu vorbesc din zona asta de Ardeal, într-o zonă mult mai așezată, mult mai responsabilă, fără să supăr pe nimeni, pentru că în general ce am văzut la televizor când se băteau aia, când împărțau aia, erau cam din sud imaginile respective. Și atunci mie e greu să spun de ce fac ei în felul ăsta. Trendul general de vot, eu nu cred că e dat pe ulei. Nu cred că e dat pe ulei. Sunt și excepții. 1. 2. Avem o legislație extrem de superficială de protecție, adică se spune, da, n-ai voie să faci asta și atunci ce vrei să se întâmple? N-ai voie să faci asta, dacă se întâmplă, atunci poliția. Păi, într-o zi când alegeri, în care fierbe o țară, fierbe un județ, ce să facă, nu știu, 50, 100, 1000, 2000 de polițiști, da? Ce să facă? Să-i prindă pe toți care au lei. Cred că e o misiune imposibilă, deci, în felul ăsta. Bun, eu aș pune întrebarea invers. Oare ce fac acei politicieni ajunși odată în funcții doar cu mesajul că am cumpărat voturile? Pe ulei, într-o politică corectă, ei ar trebui să se vadă. Eu asist la un fenomen de o bună perioadă de timp în România, în care foarte mulți politicieni apar peste noapte. Ascunși, sigur, ceea ce am spus, construcția politică numită USL a fost un afront la sistemul democratic din România. Alegeri uninominale, nu mai conta ce era, totul politizat și atunci i-au strecurat foarte multe persoane ce? Din zona de sponsor, de partid, din zona că cineva trebuie să plăcească și uleiul ăsta, nu? Da, eu cred că așa cum au stat lucrurile în 2012, n-au mai aveau nevoie să dea nimic, că oricum câștigau cu procentul ăsta. Nu cred că el s-a datorat... aici, sigur, imperii mediatice care întreține la lor costă, vedeți foarte mulți jurnaliști care au făcut servicii de casă. După sume imense băgate. Da, își doresc, nu, ce se discută, da, contracte de sute de mii de euro sau după aia, sau să ajung în Parlament, sau vreau o funcție politică, sau vreau un directorat de agenție națională și uite așa, treptat, nivelele de responsabilitate s-au umplut de persoane, pentru că, în general, nivelele de responsabilitate nu sunt gândite să câștige și mai bine. Dar s-au umplut de persoane care să câștige mai bine, dar să nu dea înapoi nimic.
Și nu știu la câți politicieni se perindă astăzi prin studiourile de televiziune, la foarte puțin mai văd viziune, mai văd de ce vine. El e tare în gură. El poate să-i dea replica. Cine țipă mai tare, el are dreptate. Cine țipă mai tare, el are dreptate. Ori în condițiile astea mă situez de partea electoratului. Spun, bun, și eu cu cine să votez? Eu cred că dacă țip și vorbești urât, murdar sau tendențios, la un moment dat nu arăți decât că ești slab, nu ai motivație și nu ai inteligență să convingi. Și îl vezi o perioadă îndelungată de timp vorbindu-ți de pe aceeași. Domnule președinte, mai avem sub 10 minute din emisiune și am foarte multe întrebări. Dar mai urmează emisiune. Da, sper din tot sufletul. Aș vrea să vă întreb despre domnul Iohannis, care are un mod de a vorbi destul de asemănător cu al dumneavoastră. Mi s-a spus, noi ardelenii, noi percepem altcumva un om care vorbește clar, răspicat și altcumva decât cei din București. Am constatat însă ieri, văzându-l pe domnul Iohannis, că nu mai este aceeași persoană. Știe să fie foarte plăcut, știe să vorbească tare, știe să vorbească într-un sacadat. Nu a spus ca și mine. Da. Și la un moment dat a fost o surpriză pentru toată lumea. Da, ieri la ora 18, nu? Și-a lansat programul candidaturii, la Palatul Parlamentului, sala da, Cuza. La Palatul Parlamentului. Noi am avut o întâlnire undeva pe la ora 2-3, tot la Palatul Parlamentului, când ne-am despărțit, ne-a invitat pe toți la lansarea programului. Și ultima frază a fost, dar vă avertizez, să nu fiți șocați, voi vorbi jumătate de oră de data asta. Da. A fost o glumă gustată de toată lumea. Spuneți-mi, incompatibilitatea care planează asupra... Omul spune când are ceva de spus. Da. Și sigur, el l-ați văzut altfel pentru că vorbea de oferta sa de candidatură. Am văzut că era foarte convins de ceea ce vorbea și asta... a putut să transmită destul de... Dar eu cred că România de așa ceva are nevoie, că în rest, nu știu, viața ne-a fost umplută de atâtea vorbe fără rost. Spuneți-mi, vă rog, cât de incompatibil ar putea să fie domnul Iohannis? Există și pericolul acesta deasupra domniei sale și ar fi o chestie foarte... Ce punct de vedere spuneți? Pentru că el, la un moment dat, avea un proces de incompatibilitate. Credeți că mai există vreun pericol în niciunul, asta? Niciunul. Și domnul Blaga tot așa spunea, că nu se teme de așa ceva. Nu, lucrurile sunt extrem de clare și de simplă. Întreținerea asta formidabilă de l-ați desemnat pe Iohannis, păi nu știi, o să vedeți ce se întâmplă dacă Iohannis nu poate să candideze. De ce? Ați văzut până acum spațiul public, ieri Iohannis a ieșit cu un program extrem de coerent, a fost umplut doar de teme diversioniste. Păi ce se întâmplă dacă așa? Exact ca în drobul cu sare. Da, dacă se întâmplă povestea drobului cu sare, da? Se cade drobul cu sare, ce facem atunci? Ani, într-un proces de incompatibilitate, câștigat la un anumit nivel, nu știu, se pare la curtea de apel, a cerut devansarea termenului, să judece mai repede. Acum, el e declarat candidat. Nu există, acum să o luăm strict tehnic și nu discutăm pe fondul problemei, dacă, că el l-am înțeles că a mai fost într-un consiliu de administrație sau ceva, e altă discuție și aia cred că e altă greșeală care se face în România. Am stabilit incompatibilități așa, de dragul incompatibilităților și avem și noi atâtea discuții de genul ăsta aici la noi în județ. Nu mai există posibilitate să scoți un candidat odată desemnat, că dacă erau probleme, nu se valida candidatura. Exact. Da? Candidatura e validată. Se intră în campanie și candidatul rămâne candidat. Indiferent de orice altă decizie. Și dacă, ce spunea și ieri domnul Iohannis, el nu crede că va pierde acest proces. Să știți că și ceilalți au fost la fel de convingători. Nu. Da, discutăm varianta cealaltă. Sunt obligat să fac remarca domniei sale. Dacă îl pierde
și câștigă alegerile, că despre asta discutăm, nu există regim de incompatibilități pentru președintele României. Am înțeles. Discuțiile ulterioare ce derivă dintr-o eventuală incompatibilitate pot fi repuse în discuție doar după cei 5 ani. După ce se termină. Așa stau lucrurile, ea a fost întreținută ca mod de atac împotriva candidatului Iohannis. Domnule președinte, cât de curată și credeți că va fi? De mobilizare, sigur. Cât de curată și pașnică sau murdară și violentă va fi campania? Ce credeți dumneavoastră? Suntem în România și mi-ar fi greu să răspund. În ceea ce mă privește și în ceea ce campanii am făcut și am făcut campanii, ele au fost exclusiv pozitive și marcate de conținut și de soluții. De fapt, ce înseamnă campania? Campania înseamnă când, nu știu, orașul, județul, țara își gândește drumul pe ultima perioadă, pe următoarea perioadă. Câți au venit, câți au plecat din PDL și ce credeți despre ordonanța 55? Mă întreba, despre ordonanța 55 v-am răspuns, un afront la ceea ce înseamnă însănătoșirea politicii din România și mă întrebați despre câți au venit, câți au plecat, da. Unde? În PDL. În județul Hunedoara, da, sau da, la nivel în organizația pe care dumneavoastră o conduceți. Dacă e vorba de național, să întrebați pe domnul președinte Blaga. Pe ordonanța 55? Da, da. Sau ca membri? Sau pe ordonanța, pe ordonanța 55. Pe ordonanța, da, 55, ce efecte a avut în mă întrebați. Eu am și mă gândesc foarte bine acum să dau un răspuns extrem de corect, chiar dacă eu, din punctul meu de vedere, am zis dacă ceva nu e în regulă, e abuziv, păi atunci ce să fac, să folosesc eu lucrul ăsta? Chiar dacă, sigur, la nivel de construcție ACL, evident, în județul Hunedoara, și asta mă interesează, la nivel de construcție ACL, suntem extrem de explicit pentru cei de PSD, care eu au generat această ordonanță, a avut un efect de bumerang. Din PDL, nu știu dacă au plecat 2-3 consilieri, nu știu, de la unul de la Densuș, dacă 2 de la Peștiș, cam am despre înțeles. Asta am cunoștință până acum, dar solicitări cărora încă, și subliniez, este, nu le-am dat curs de venire în PDL, există și mult mai ample. O ultimă întrebare, procentual exprimat, care este gradul de optimism în organizația dumneavoastră, în ceea ce privește alegerile? Optimism egal mobilizare. Așa cum i-am văzut și la nivel de ACL Hunedoara, sâmbătă ne-am deplasat, 1000 de oameni de la București, pe a să ține candidatura domnului Iohannis. Cum i-am văzut și acolo, extrem de voluntari. Eu cred că acum suntem la 75%, dar sunt convins că în scurt timp vom ajunge la 120%. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, foarte plăcută de altfel, și rămâneți un invitat de suflet la emisiunea aceasta. Și eu vă mulțumesc. Dragii mei, acesta este Dorin Gligor, președintele PDL a județului Hunedoara și ACL Hunedoara. Vă mulțumesc pentru răbdarea de care ați dat dovadă și de atenția cu care ne-ați urmărit. Ne vom întâlni vineri. Până atunci, să auzim și să ne vedem cu bine. La revedere!